Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Am ieșit puțin în grădină și respiram așa un aer curat aici dintre aceste verdețuri și mi-am adus aminte de un lucru și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Acest aer pe care îl respirăm, noi știți că conține peste 70% azot. Da, acel azot pe care îl folosim noi în grădină ca îngrășământ. Dar știați că există posibilitatea ca dumneavoastră să luați azotul din aer și să-l băgați la dumneavoastră în grădină, în pământ, fără să faceți prea mare lucru și astfel să îmbogățiți solul, pentru că, după cum bine știți, azotul este cel responsabil de creșterea viguroasă a plantelor, de culoarea verde aprinsă a tuturor plantelor verzi și, ca să nu mai spunem că, de fapt, de drept, azotul este principalul element care, dacă aș putea spune, este direct responsabil de calitatea și cantitatea culturii pe care o aveți, indiferent care ar fi aceasta, că este o cultură pomicolă, legumicolă sau așa mai departe. Ei, astăzi o să vă arăt un mic secret. Ia priviți ce am eu aici. Vedeți această plantă? Haideți să vedem care o recunoaște și imediat vă voi spune despre ce este vorba. Și nu numai acolo. Același lucru și aici, și aici, vedeți? Ba chiar și aici. Și bineînțeles în toată grădina. Anul viitor voi pune chiar și prin iarbă. Este vorba, ați ghicit, de mazăre, pentru că una la mână, mie îmi place să consum mazăre, dar a doua la mână, mazăre alături de soia, de lucernă, chiar și de trifoi, chiar și de fasolea boabă, este planta care reușește să ia azotul din atmosferă și să-l fixeze în pământ. Deci pur și simplu, doar prin creșterea ei, ea contribuie la îmbogățirea pământului cu azot. Toată lumea folosește azot, știe cât de important este și astfel mulți oameni nu mai au nevoie să dea cu azot pe terenul respectiv, pentru că deja aceste plante a fixat acolo acest element foarte important. Nu numai că îl fixează azotul în componență cu alte procese fizice, dă solului, impregnează solul niște caracteristici foarte importante de dezvoltarea microorganismelor și de o bună funcționare totul acestui mecanism, dacă aș putea spune așa, că vreau să vorbesc ca să mă înțeleagă toată lumea, astfel încât solul și humusul, parte din sol, va deveni un susținător foarte bun al plantelor. Ce vreau să spun este că mazărea, din câte știu, este pe locul 3 din cultura acestor plante, la cantitatea de azot pe care poți să o fixeze în pământ, dacă nu mă înșel, undeva la 40-45 de kilograme de azot pe hectar, la tona de produs, dacă nu mă înșel, pe undeva pe acolo, oricum foarte mult. Acestea sunt plantele: soia, mazăre, fasole, boabe, lucernă și trifoi, plantele care ia azotul din atmosferă și îl fixează în pământ. Deci pur și simplu, prin simpla prezența lor în grădină, pământul dumneavoastră va deveni mai bogat, mai hrănitor pentru plante și totodată acesta va deveni un sol care susține planta foarte bine, o crește foarte bine și totodată nu dă voie solului să mai piardă atât de multă umiditate și așa mai departe. Ei, sper că v-a fost de folos, de asta am ieșit în grădină, mi-am adus aminte și trebuia să împărtășesc asta cu dumneavoastră. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, cât o bubiți acolo de mazăre printr-un colț pe undeva și așa mai departe, este foarte bine pentru grădina dumneavoastră.